Salut, eu sunt Anca și astăzi vreau să vă arăt câteva metode prin care ai putea să eviți să cazi, mai ales pentru cei care au plăci de tip camber. Este o tendință foarte mare ca cantul plăcii să agațe zăpada și să te trântească. Ca să eviți lucrul ăsta, trebuie să stai ori pe vârfuri, ori pe călcâie, atunci când mergi în linie dreaptă. O altă tendință de a agăța cantul este de a-l înneca în zăpadă, dar asta se întâmplă de obicei când ești ori cu fața, ori cu spatele la pârtie. Și dacă ești cu fața la coborâre și lași greutatea prea mult pe vârfuri, cantul va intra în zăpadă și te va trânti în față, respectiv în genunchi sau pe burtă. Dacă ești cu spatele la coborârea pârtiei și lași prea mult greutatea pe călcâie, intră cantul dinspre călcâie în josul pârtiei și te aruncă pe spate sau în fund. Ambele sunt foarte dureroase și eu o să vă arăt câteva exemple. O să vă arăt exact cam cum ar trebui să stai ca să eviți să se întâmple acest lucru. O să încerc să filmez de sus, să se vadă atunci când merg pe o porțiune dreaptă, cam care e poziția. Am asta pe trăcâie. Am asta pe vârfuri. Acum sunt pe vârfuri, chiar dacă nu pare. Dacă ați fost deja pe pârtie cu placa, cu siguranță ați văzut snowboardări cum merg drept, așa cum merg și eu aici. Adevărul e că deși pare că merg drept și că am greutatea pe toată talpa, practic este imposibil să mergi absolut drept sau cu greutatea pe toată talpa plăcii, căci terenul este denivelat, iar cantul plăcii îl va agăța la un moment dat. Veți vedea că singura soluție este de a-ți schimba în permanență centrul de greutate pe placă, punând greutatea ori ușor pe vârfuri, ori ușor pe călcâie, mergând astfel doar pe o margine a plăcii. De asemenea, greutatea trebuie distribuită relativ egal pe ambele picioare, ceva mai mult pe piciorul din față. Cu cât viteza este mai mare și presiunea pe vârfuri sau pe călcâie este mai mare, cu atât placa virează mai repede. Cu cât viteza și presiunea este mai mică, cu atât placa va merge mai drept și va vira mai lent. Este nevoie să învățați mersul pe drept, deoarece vă va ajuta în câteva situații. Aveți nevoie de el atât pentru situațiile când pârtia devine din ce în ce mai înclinată și prindeți viteză mare, pentru a putea fi pregătit oricând să frânezi, punând mai mare presiune, ori pe călcâie, ori pe vârfuri și ducându-te în slide, dar și la viteză mică, atunci când vreți ca frecarea cu zăpada să fie minimă și să nu vă opriți. Totodată, vă va ajuta să vă mențineți echilibrul dacă dați de vreo bucată de gheață sau orice alt obstacol care vă dezechilibrează, dar și la aterizarea după o săritură. O situație comună este la pârtiile de începători, unde sunt porțiuni care au înclinație mică sau deloc și care vin de obicei după o porțiune cu înclinație mare. Începătorii au tendința să frâneze, neștiind încă să controleze bine placa. Învățând să controlezi placa în linie dreaptă, nu mai este nevoie să frânezi înainte de a începe porțiunea dreaptă și îți vei păstra o viteză potrivită cât să o traversezi. Acest lucru se întâmplă pentru că practic mergi pe o margine a plăcii și placa nu produce multă frecare cu zăpada, astfel încât să încetinești de tot. Mersul pe cant se numește carving și este o tehnică mai avansată de snowboarding și este greu sau imposibil de făcut dacă zăpada este înghețată sau, și mai rău, dacă sunt porțiuni mari de pământ înghețat. Carvingul se practică cel mai bine când zăpada și pârtia sunt în condiții bune, respectiv zăpadă bună și fără denivelări. De asemenea, este greu și neplăcut mersul pe placă când zăpada e apoasă, pentru că placa nu alunecă pe zăpadă încărcată de apă. Dacă se întâmplă să vă opriți pe drept, puteți încerca să creați tensiune față-spate, astfel încât să creați un balans și să vă propulseze înainte, așa cum fac eu aici. Asta o faceți cu greutatea pe toată talpa, desigur. O altă situație este când vrei să urci cu teleschiul. Teleschiul, după cum îi spune și numele, este conceput pentru schiuri și pune mari probleme snowboarderilor începători, deoarece trebuie să-l țină într-o poziție oarecum nefirească.
Secretul este să știi să mergi bine în linie dreaptă, să simți placa cum virează și să-ți schimbi centrul de greutate pentru a nu vira de tot și a menține placa tot timpul în linie dreaptă. Totodată, greutatea trebuie să fie mai mult pe piciorul din față și umerii aliniați cu placa. Mulți traineri au tendința să învețe pe începători în prima lecție noțiunea de skating, dar adevărul este că acesta este doar un pas ajutător în cazul în care folosiți teleschiul. Observați aici cum m-am redresat. Dacă aș fi avut greutatea pe piciorul din spate, nu aș fi putut face redresarea. Totodată, când ajung la capăt, este important skatingul ca să mă pot îndepărta de linia teleschiului. Sunt rideri care preferă să lege ambele picioare în placă când urcă cu teleschiul. Însă eu mă simt mai în siguranță așa, tocmai ca să mă pot redresa la nevoie. E adevărat însă că pentru a merge cu piciorul din spate pe placă și nu în legătură, ar fi indicat ca placa să aibă un stomp pad, adică un sticker din silicon sau cauciuc moale care să fie aderent și astfel piciorul să nu alunece de pe placă. Dacă placa nu are așa ceva din fabrică, se poate cumpăra separat și lipi pe placă. Acesta arată cam așa. Acum o să vă explic partea cu înnecatul cantului în zăpadă când sunteți cu fața sau cu spatele la coborârea pârtiei. Secretul în a merge bine pe snowboard constă în a simți placa și a-ți schimba în permanență centrul de greutate pe ea, astfel încât să nu te opui direcției sale. În majoritatea cazurilor, dacă nu în toate, dacă te opui plăcii, vei cădea. E important să știți acest lucru, dar nu suficient. De exemplu, trebuie să fii atent atunci când mergi pe placă, la fel ca la condus și ca în orice altă situație de acest gen. Dacă atenția îți este distrasă, riști să nu mai simți placa și să cazi. Așa s-a întâmplat și cu tipul din imagine. Se pare că i-am distras atenția și a făcut greșeala de a lăsa greutatea pe vârfuri când era cu fața la coborârea pârtiei. Astfel a înnecat cantul plăcii în zăpadă și l-a trântit pe față. Și, ca să nu vă mai țin mult, pentru a nu înneca cantul în zăpadă la vale, trebuie respectat un lucru foarte simplu și anume, atunci când ești cu fața la coborârea pârtiei, nu lăsa greutatea niciodată pe vârfuri, iar când ești cu spatele la coborârea pârtiei, nu lăsa niciodată greutatea pe călcâie. Urmăriți acest exemplu video! Ca o concluzie, căzăturile sunt provocate în majoritatea cazurilor de faptul că nu respectați, din anumite motive, regulile mersului pe snowboard.